Povestiți, doamnă Tamara, ce se întâmplă, ce minuni se întâmplă după alegeri? Eu astăzi am luat legătura cu domnul Drangui, responsabilul de îndeplinirea lucrărilor de favoare, sau cum spun. Adică a fost... Asfaltare. A? Asfaltare, nu? E asfaltare, dar eu când m-am dus la fața locului, când am văzut acolo dat de mână și zic, de ce faci dumneavoastră? Și dar noi am zis doar să înfirăm betonul, adică asfaltul. Atunci de asfaltul. Dar cine o înșurat pe prietenul? Deci ca altul tipă. Da, băieții destul de amabil, am văzut că își încălțau cu botele sancționat, venit prima mașină, eu am filmat, dar a rămas eu uimită, deci am întrebat, dar ce înălțime au acele scăturile? N-am văzut bordură și nu știu de ce să zic ce metri. În opa ta, zile, 10 metri, ce vă spun ce să zic? 10 metri. Eu plecam de la o doamnă, mi zicea o doamnă de matematică, în seară. Și dacă ești cu la ce observat, și dacă ești cu metri, și dar mai are 10 metri. Sunt ei, ochiul ei, e de mai bine, vă spune de matematică. Nu știu de ce nu vă auzim foarte bine, dar poate domnul Senic are o părere despre... Acela e carosabil, doamnă, asfaltul acela sau trotuar? Merg mașini pe acolo sau oameni? Nu-i trotuar, eu tot m-am interesat. Se aude bine ori nu? Da, mă tot auz bine. Bine. Bună seara la toți, bună seara la cei care o să vadă acest video, bună seara la sătenii ăștia. Unde s-a lucrat, s-a făcut lucrarea dată, sau nu s-a asfaltat, dar s-a turnat beton pe o porțiune de drum de 135 de metri. În satul Burlacu, așa, doamna Tamara? Da, da, Raiorca. Așa. În Raiorca, acolo, satul Burlacu. Am văzut și eu acest video. Am fost indignat și am dat o sunat cu doamna Tamara și am întrebat, păi ce grosime este acolo? Ei mi-a spus, dar se vede cu ochiul liber, acolo este o grosime foarte mică. Foarte. Lățime iar de noi, foarte mică. Și când am întrebat și drum sau trotuară, o cărare și fac ei. Drum, cât e înălțime drumul? 3 metri. Păi eu așa lucrez, eu nu înțeleg, eu așa lucrez, chiar să fii tâmpit, chiar să tine și din sat, să fii tâmpit, să fii chiar așa de tare bucuros, chiar că le scoară lor betonul ăsta, eu nu înțeleg. Băi, oameni buni, acest beton care turna de 9 cm sau 10 cm, la prima mașină care merge mai mult tonaj de 7 tone, el crapă. Lucrarea pe care au făcut-o băieții îi dea oaia. Dar nu știu setca, ochiurile și ele, 20 pe 20, setca și ei de, mi pare că de 4 mm, nu pot fi. Dar e slabă de tot. Am văzut, am văzut. E slabă de tot. Când se face un drum, se face un drum, spune sandwich, setca, un strat liber și iar setca. Minimum se toarnă un strat de vreo 80. 15 cm. Minimum. Minimum. Pe acel drum nu poate circule numai căruța. Orice mașină cu tonaj chiar de 3 tone, un microbus care să meargă pe acolo încărcat cât de cât, asfaltul, tot betonul de la o screpi. După și crapă, ce nimerește? Nimerește colp, murdărie. Ce se întâmplă primăvară la vară? Acolo se crească numai iarbă pe crăpături mușele. Tot betonul și ala e degeaba turnat. Până să crească colb și murdărie, acolo scurge apa și apa ruginește și sârma aceea ruginește și se rupe. Și după aceea orice ploaie scoate bucăți de beton de acolo și s-a zis cu drumul. Corect, corect. Domnule, ce înseamnă marginea la beton de 9 cm? Băi, 9 cm margine și ești faremă. O tot dat curată pe margine. El a crăpat, tot a crăpat, betonul gel, tot a crăpat. Altă treabă. Vreau să întreb sătenii ăștia. Băi, dragi sătenii, dacă vine o mașină din deasă, o mătrân vale, pe timp de ploaie, ce faci voi în care parte? Care mașină se duce într-o parte? Care se duce în glot? Am două să duc în glot, am două să înceapă arunca glotul de betonul ăsta. O lucrare deci, așa, dar deci e prea îngust, 3 metri? Nu se merită așa lucrare. Deci bani aruncați în vânt. Banii voștri, banii voștri. Eu nu știu cine a proiectat, cine a pus acolo. Dar asta e nici că trebuie să facă o comisie din nou. Așa la, ce nu este lucrare, ce e jocul de lucrare.
Eu cred că e fără proiect, acolo e construcție așa, ca la țară. Dacă au făcut pentru oameni să meargă numai pe jos, dai de sus, dai de sus. Pune un semn în deasă, în vale, mai pe acest drum nu scoate. Pietonală, da. Circulat pe acest drum. Gata, a terminat. De acolo cer până și autobuzi, vânzare fac, dar mai duc. De acolo treci tractor mare, că este un stăpân care are Eu vă spun că la prima până și la primăvară, prima când ați dă în exploatare primele două săptămâni, o să fărăm mărjile la acest drum. Mărjile o să fărăm. După aceea să fărăm mărjile, o să crepe drumul. O să lăsă, ba acolo, ba acolo, ba acolo. O să lăsă. Să se formeze așa crepaturi în primăvară, voi să aveți un drum crepat, tot crepat. O să fie. Asta nu este lucrare, asta trebuie dat, băi, nu să le trebuie dat în judecat pe niște oameni, băi, și fel de lucrare, și fel de drum. Cum voi ați pornit lucrarea asta? Cum ați pornit? Da, cine primarul? Cine o plătește, doamnă? Din ce bani e făcută? De turna, betonul este de 9 cm de turna. Eu îți mă arăt astăzi niște băieți de la muncă. Eu acum mă întorc cu băieți să află la mine aici alături, dacă ești cu mine. Dar alți băieți care au turnat astăzi, au turnat o suprafață de beton pentru un basein, au turnat 22 de centimetri grosime, 22 de centimetri, sandwich, metal, setcă în setcă, grosime la setcă, de 10 grosime la setcă, ochiuri de 10, 10 pe 10, acolo setcă a fost groasă, calitativ s-a turnat betonul jeală, dar nu aici, dar aici băi, aici să meargă mașina. Din ce bani, doamnă, se face bucata aceea de drum? Din fondul rutier, de bani locali. Poftim? De la raion, din Consiliul Raional sau de la guvern? Sunt banii noștri, toți banii noștri, nu înseamnă fondul rutier de la Cahul. Este de toată țara. Dar fondul rutier care se transmite primăriilor. Și din bugetul local am alocat o sumă oricare. Mm-hmm. Și mai este o altă stradă care tot așa e problematică. Dar eu exact din acest motiv am fost și eu indignată. Când am văzut prima dată, când eu am filmat acolo, zic, dar păi și ea se vede pământul. Băieții care erau în calțau ciboci, le spun, dar nu noi am înșurat, adică... Pietrișul. Pietrișul, da, alții. Și dimineața eu am luat legătură cu domnul Drangoi și zic, eu mă duc așa să filmez acolo, dar numai nu vă duceți acolo unde eu lucrez să nu fie făcut live. N-am înțeles. Și deci cu una, și cu una, doamnă Tamara, să vă duceți mâini să luați factura de la beton, calitatea betonului, care este calitatea betonului, și costă marca betonului care este. Asta trebuie luat, asta trebuie. După proiect, ce a intrat acolo? De care beton a intrat? De ce ciment a intrat? De care calitate a intrat acolo? Asta trebuie luat. Să mai fac și treaba asta, primarul mă împușcă. Dar ce te împuște, n-am înțeles. Ce te împuște? Poate trebuie orice cetățean poate să ceară asta, da? Da, orice, băi, stați o leacă, este banii noștri. Mâni, păi, mâni, a să-mi ia sârmele și alea afară. Eu am văzut cum băiatul și ala arunca sârma. Băi, cine ar face lucrul ăsta? Cine arunc sârma și cine... El o neca sârma și aia. Sau asta și aia. El o neca în beton. Cine face lucrul ăsta? El o călca, domnul Sergiu. Toate sârmile erau le călca, ca după treceau cu un vibrator. Eu azi am făcut pană de cauciuc, mi-a intrat o sârmă în roată. Doar le trebuie vibrator într-un loc. Eu vă spun, asta mie nu mi-a plăcut, că sârma era foarte, foarte, foarte subțire. Acolo nu o sârmă, acolo betonul e subțire, acolo teptii subțire, acolo fără margini, drumul e fără margini, fără bordiuri. Și băi, scrăimă-i. Calitate chinezească, da? O sârmă, da. Un păi, sezon, de unică folosință. Dacă vrei să faci un drum de beton, ce faci? Faci trei măiași, cum zic, faci pe nijuc, faci la drumul și la scurgere îi faci. Poate îi faci o scurgere cumva, poate apa când îți duc puși, îți fac o scurgere, dar nu așa. Prima ce să fac, prima mașină, eu vă spun cinstit, doamna Tamara, prima mașină care să meargă, să vedeți după asta, după o săptămână, să vedeți și crăpături și lăsăturile să fie în bitorul jeală. Bitorul jeală să rupi de 9 cm.
Sătenii aveau pretenții la cetățeanul care are tractoare că face gropi ca ele, indiferent de tipul care este. Și acum ce vă pare, nu tot a să meargă cu tractor? Da, are tractor. El cum poate treacă? Pe unde trebuie să treacă dacă are tractor? Pentru tractor trebuiește un drum cu un așezământ mai gros, cum spui mă ta. Sau drumurile, toate acolo trebuie să fie bune, că pentru toată lumea, nu doar pentru cei care merg cu căruța. Da, da. Cu motocicletă. Da. Asta este. E, și mai scurt, mă, tati, de la Franța, te deranjez. Dacă lumea, dacă v-a vrut să facă o alee pietonală, păi 9 cm, poftim. Hai, mergeți-mă acolo, le pădați caloșă în capul acolo, străzei, drumul se termină și mergeți în tapă și mergeți până de vale și acolo iar la fel așa, dacă vrați așa, de este drum să-l numiți drum pietonal. Poftim, da, eu n-am pretenții, nimic. E că nimeni din sat, eu vreau să întreb, dacă sătenii din satul vostru, cine s-ar permite să toarne 9 cm grosime, da, grosime la dânsul, o trotuară sau la intrare în o gradă să toarnă așa o... Da, dar se închipă că el îți cu mașina acolo sau se închipă că el a să aducă cândva și cu remorca a să aducă și răsărită sau măpușoie de pe deal. Cine se toarnă 9 cm? Nimeni nu se toarnă 9 cm în așa formă cum e turnat, nimeni. El știe că el crapă, băieți, crapă, gata, deja găsesc bani, aruncați în vânt, bani. Și oameni, stimați cetățeni, dacă voi sunteți acolo, filmați de fiecare dată, uitați-vă, criticați, filmați tot, filmați, nu vă dați într-o parte, nu vă rușinați sau nu vă temeți de așa prostii care se fac. Asta sunt banii noștri, să te prostește în zonă mare, îi te prostesc cu lucrare dată. Și apoi zic, da, primarul nostru a făcut, primarul nostru, dar nu a făcut nicio pleașă. Asta este o lucrare din nota 2. Asta este. El trebuie fugărit pentru asta. Ei, acum aș permite, eu mai luat un mandat al 5-lea, aș permite orice fel de lucrare. Oamenii sunt îngăduitori acolo. Este tot așa la primar care a luat și mandatul a 5-a oară, mă? Da, da, da. Of, băi. Oamenii își merită soarta. Eu sunt o cioară neagră, o cioară albă în societate. Dar nu trebuie să și cioară albă. Trebuie de ratat, trebuie de filmat, de ratat corect. Băi, băieți, stați o leacă. Nu se poate așa. De să facem lucruri frumoase, de să facem lucruri calitative. Asta, să rămâi pentru generații durabile, da. Departe. Dar nu așa, să rămâi pentru și. Pe altă porțiune de drum a dus mult mai mult pietriș acolo unde este chiar pietriș. Am postat, Oleg. Dar n-am ce face, pentru că zona singură, eu așa gândesc, ceilalți gândesc altfel în favoarea primarului și asta lumea bate din palme. El îl consideră primarul, gospodarul, iată, dar vă zic, eu înțeleg că ăștia-s bani aruncați. Înțeleg. Eu mă indignam. Dar nu trebuie să înțeleg, nu trebuie de înțeles. Așa trebuie de, într-adevăr, de ratat al lumei, oameni buni. Poftim, vă place așa ceva lucrare? Nimeni îmi place. E că sunt specialiști care se pricep în chestiile astea, chiar eu nu înțeleg. Sunt gospodari, că chemați gospodari din sat, băi băieți, voi v-ați turnavă, așa e trotuară în o gradă la voi, cu așa calitate. Voi v-ați face, lucrul este sau nu? Ca trotuar merge, dar nu carosabil pe unde se meargă zilnic. Un trotuar, hai, trotuar, da, merge, dar el și așa la screpi. Stați, că e bun așa, e bun, bravo primarul, el e bravo, el faci, pe unde treci, urmi lasă. Nu, lasă, urmi de astea. Și eu vă spun ce zic, că sârma cei care-i pus, plasta cei care-i pusă, ia-ți va iasă, băieți, ați va spargă roțile la, ați va iasă în sus, că ură așa ea. Ia băieți, o să trăim și o să vedem. Uite-o și pe urmă, o dau și cu mătura deasupra. Și o dau cu mătura, o le faci un fel de, pe unde a scrăpi mai ușor. Da, da, faci ca și aderapaj mai bun, ca să agăți da. Roata mai gine. Înțeleg. Da, 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 așa și ne-a arătat cum fac ea. Eu vă zic, ce am putut am făcut, în rest, lasă-i să aplaude.
bravo, bine că ați filmat, bine că ați arătat și trebuie numai decât lucrul ăsta de arătat la toată lumea, nu vă împrostească. Eu vă spun și vă, în primul rând, peste o săptămână, mărginile la acest drum o să fie toate rupte, toate crăpate, toate, să zicem așa, sârmele și alea, tot asfaltul și ala, nu asfaltul, bitonul și ala, pe mărginile se joace așa, că răzmer pe dus, el tot se joace, a sar în sus, cu tot cu plasa și aia, după asta și a să fie primăvara, o să crepe, o să nimerească murdării, tot glod, sernă, sămânță și a să crească iarbă pe trânsele și la o ploaie bună, e, o să într-adevăr, cum zici, mă, drumul și ala mare soartă nu are, că acolo sunt cetățeni care au unități de transport grele, ei trebuie să deplaseze, au mașini, au din astea mașini care merg și pe glot, și pe... deci totuși, eu știu cântăresc ele, o tonă, două, câte, eu nu știu cât cântăresc. Are dar... două. Mașini, dar e un camionet ca eu, că îi cântărești 3 toane, cântărești el aproape, 2800. 2800, eu am mers de două ori pe dânsul pe acolo, în deal, în bale, eu l-am făcut coleană, i-am făcut pe drumul și ala. Dacă l-am mai încărcat încă, e mai pus încă până la 3 toane jumate, dar la noi, moldovanul, nu mai pune 3 toane jumate. Și să târâd de 3 ori pe zi să meargă cu busul și ala încărcat, el tot odată. Și că îl încarcă până la 4 toane, sau chiar ajunge până la 4 jumate. El, băi, i-am trăit atâta acasă, dar nu se gândește la drumul jala ce-a să fie. În primul rând, drumul jala, vă spun, doamna Tamara și domnul Leu, eu vă spun, stimați setene, sat Burlacu, drumul jala nu va ține nici până în primăvară. O să fie tot crapat și tot rupt așa de când, dintr-o parte din altă. Și aici sunteți banii voștri, sunteți banii voștri. Egal, asta vreau să spun. Așa că, din partea mea, eu vă zic o zi bună la toți și filmați, arătați la lume că așa ceva nu se poate din prostit lume. Cu așa lucrări... La noi s-a prostit lumea cu... Acum. La noi s-a prostit lumea cu... Fiți curajoși și ieșiți și arătați, băi, stați-o alea, ce fel de lucrare asta? Așa lucrare nu se poate. Ce ați fac când vii și două mașini, să întâlnească două mașini, un tractor din deal și o mașină de vale? Ce ați fac? Unde se ducă? Dar plouă? Dar ploaie? Sau zicem că e... Că duc ploaie. Ce ați fac? A să meargă și a să rupă marginea și din 9 cm o rupe, îndată o rupe. Domnul Sergiu, eu că am filmat toată reparația în primărie, pentru asta sunt amenințată la greu. Pentru faptul că s-au încleiat tapete lavabile la secretară, de parcă s-au încleiat acolo unde e bucătăria ca să-i sară grăsimea pe pereți, și-au dus toată mobila acolo. Inițial în proiect au scris că mobila prezintă pericol pentru cetățeni. Acum că răbânit-o înapoi acolo, vă zic, e dezastru. Spun că primarul e gospodar și face bine pentru sat. Dacă nu înțeleg așa din sat, măcar așa-i plecat. O să înțeleagă, o să vadă videourile astea și o să le mai sune la jii de acasă, zic, băi, oameni buni, de ce acceptați așa ceva? Corect. Trebuie... Eu nu înțeleg. Asta e soarta pe care și-o fac cu mâna lor. Cam așa e. Eu am închis camera cu telefonul în scar, că l-am pus la încărcat. Ok, închid și eu, seara bună. Eu vă spun, cu dumneavoastră, mă sunați că vreți să-mi transmiteți ghindii. Nu, ghinze, eu strâng ghinze. Da. Și într-adevăr, la noi ai simt proiectul ăsta, dar pe a patrulea an, anul ăsta. Și mă bucur că guvernarea, cred că au auzit ei de planul ăsta nostru, că noi facem. Dar stejarii noștri cresc, anul ăsta simt a patrulea, cresc foarte bine în Moldova. Și trebuie de ratat că cresc. Și chiar într-adevăr, o să dau ghinze la cele persoane care într-adevăr s-au ocupat, s-o ocupă și o strâng și o să... Vă dă, doamna Tamara, numai decât pe satul vostru, să puneți ghinzele astea pe văi, pe druburi, pe toate imașurile, unde nu crește practic nimic. Acum ați va trimit de astea ghinza să strâng săptămâna viitoare, cred că asta nu dovedesc, dar săptămâna viitoare ați vă strâng ghinz de astea de copac, de stejar, de plut, care el iubește, el rezistă la săști, mai ales în zona Cahulului. El rezistă foarte bine acolo. În pune apa, e mai sărată, e mai călcăroasă, el rezistă foarte bine.
Vă mulțumesc mult. Mulțumesc mult pentru susținere. Sănătate. Vă susțin și sănătate la toți. Seară bună, domnul Negu, seară bună, doamna Tamara. Și o seară bună, stimați sătenii ai satului Burlacu. Aveți drum nou, să vedem cum o să mergi voi pe dânsul. Și astăzi muriți voi nii la primăvară și cu drumul geală. Aștept primăvara cât mai repede. O zi bună la toți, o seară bună, haideți.